5 kilometri în sprijinul persoanelor, dar și al animalelor cu dizabilități, zeci de oameni de toate vârstele au alergat în parcul Iore din capitală. Chiar dacă vremea a fost extrem de caldă, participanții nu s-au dat bătuți, printre ei și doi atleți paralimpici veniți tocmai din Marea Britanie pentru acest eveniment. Adunarea s-a dat în parcul Iore din București la orele prânzului. Aproape 50 de oameni, printre care copii cu nevoi speciale, reprezentanții mai multor asociații, dar și bucureștenii care au aflat de eveniment de pe Facebook și au dat întâlnire într-un semimaraton de 5 kilometri. Încercăm să conștientizăm persoanele despre nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități prin atleți din Marea Britanie care sunt în scaune cu rotile, dar care sunt atleți și fac asta de o manieră profesionistă. Ar trebui să investim un pic mai mult să le oferim sprijinul logistic și financiar, dar nu numai. Campania de conștientizare organizată atât pentru ajutorarea persoanelor, cât și a animalelor cu dizabilități a pornit la inițiativa unei fundații din Marea Britanie. They are the same as everybody else inside. They may have a disability or they may need rehabilitating, but everybody deserves a chance and everybody deserves to be treated the same. Tot din Regatul Unit a venit și Paul, un atlet paralimpic invitat de 3 ori la Jocurile Invictus și medaliat cu bronz la basket. I'd like to be an example for the others. People see disabilities as the inability to do something. Never give up. Just no matter how hard something is, no matter how hard you think it is, just keep trying. Am venit să susțin această inițiativă, să donez și să ajut. Noi suntem comunitatea și e important ca fiecare să facă ceva cât de mic. Potrivit Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, în România peste 800.000 de persoane suferă de un handicap.